În contextul acesta în care gruparea Hamas, teroristă, Hamas declarată teroristă de Europa, de Statele Unite, de alte state, acel atac barbar, sângeros, de o bestialitate înfiorătoare din 7 octombrie, în sărbătoarea corturilor, marea sărbătoare a corturilor. Dacă vă aduceți aminte, sunt trei mari sărbători pe care le are poporul evreu, la care toți bărbații din Israel trebuie să meargă la templu sau la cortul întâlnirii, depinde de perioada istorică. Și în cadrul acestei sărbători și mai mult decât atât în ziua de sabat, de sâmbătă, ziua de odihnă, au atacat oameni care trăiau liniștiți, care nu constituiau o amenințare pentru ei. Un atac de o ură nu inumană, nu animalică, de dreptul demonică. Poate că unii dintre dumneavoastră ați văzut unele dintre filmările pe care le-au făcut chiar teroriștii cu crimele pe care le-au săvârșit în ziua aceea de sâmbătă, 7 octombrie 2023. Este înfiorător, este îngrozitor. În momentul acesta, Orientul Mijlociu stă pe un butoi de pulbere. N-a fost niciodată liniște acolo în ultimii zeci de ani, dar acum este situația mult mai critică. În mass media deja se vorbește despre cel de-al treilea război mondial, alții despre sfârșitul lumii. Noi, ca și creștini, însă avem Biblia. Și din Biblie știm care este viitorul. Liniile mari, nu toate detaliile. Și nici nu avem nevoie de toate detaliile. Știm ceea ce va fi. Și putem să vedem în istorie modul în care lucrează Dumnezeu. Va veni sfârșitul lumii? Am avut acum 2-3 ani, în timpul pandemiei, când a început pandemia, am avut un ciclu de predici, sfârșitul lumii și începutul noii creații. Îl puteți găsi pe pagina de YouTube a Bisericii Agape din Ploiești, la playlist, le aveți pe toate acolo. Sfârșitul lumii și începutul noii creații. Și întrebarea este, cum înțelegem evenimentele pe care le trăim? Sunt lucruri noi, dezvoltări ale istoriei, și avem posibilitatea ca să înțelegem mai mult din ceea ce Dumnezeu a plănuit și face. Vă spuneam atunci că sfârșitul lumii nu va fi acum, va fi cel puțin peste 1007 ani. Da? 7 ani de necazul cel mare și 1000 de ani este împărăția mesianică a Domnului Iisus Hristos. Noi nu așteptăm sfârșitul lumii. Noi așteptăm pe, nici răpirea, pe Domnul Iisus. Dacă punem accent pe răpire, punem accent să fim eliberați de povara vieții, de toate problemele care sunt aici pe pământ. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Și dacă Domnul îngăduie, va veni curând. Dacă Domnul îngăduie, pot să plec eu la El. Dar dorința mare este să fiu față în față cu Domnul, să ajung la Domnul Iisus Hristos, la Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt. Noi nu ne înfricoșăm de sfârșitul lumii, nu ne înfricoșăm de moarte.
Noi ne bucurăm. De ce? Pentru că suntem deja o nouă creație în Iisus Hristos. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aceasta este o realitate. În ceea ce ne privește, din punct de vedere spiritual, avem nașterea din nou. Suntem partea noii creații. Suntem începutul noii creații aici prezente, în lumea aceasta veche. Și Dumnezeu va continua această lucrare, care va fi desăvârșită la revenirea Domnului Iisus Hristos, când va fi transformarea trupului acestuia muritor în trup de slavă, trup nemuritor, ca al Domnului Iisus Hristos după înviere. Un trup potrivit pentru eternitate, pentru a locui în noua creație. Dar avem deja începutul noii creații. Și lucrul acesta ne aduce nouă o bucurie. Dacă ești speriat, dacă ești întristat, preocupă-te puțin mai mult de relația cu Domnul, care dă siguranță, dă încredere, care dă puterea de a trăi o viață biruitoare. Noi avem profețiile biblice, care sunt diferite de profețiile celelalte care sunt în lume. Este o unicitate a profețiilor biblice, o superioritate a lor. Vezi în ce a scris Nostradamus câteva vorbe vagi care pot fi interpretate în fel și chip și ziarele vuiesc din când în când. E unul dintre subiectele care stârnesc interes și țin populația legată de canalul respectiv de știri. Și vuiesc că Nostradamus a prezis știu și eu ce, un război sau altceva. Profeția biblică este altfel, dar uitați-vă, mass media nu reflectă lucrul acesta. Mass media nu se preocupă de ceea ce este de o precizie fantastică. Este profeția biblică, dă detalii extraordinare. În biserici nu se preocupă de profeții. Se lasă undeva deoparte. Și totuși profețiile biblice sunt atât de importante și detalii uimitoare care s-au împlinit cu siguranță, care pot fi citite cu mare atenție. Profețiile biblice creează, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral, creează ceea ce dorește Dumnezeu în ființa umană. Și gândiți-vă numai, în Vechiul Testament sunt 39 de cărți. 17 dintre ele sunt profetice. Dar nu ne preocupăm de aceasta. Ne preocupăm doar aici, colo, decât un verset. De ce? Este o mare eroare. Pe lângă cele 17 cărți din Vechiul Testament, sunt pasaje extinse din Pentateuch și din Psalmi care sunt profetice. În Noul Testament avem capitole întregi în Evanghelii, în cuvântările Domnului Iisus Hristos, care sunt profetice. Avem în epistole, de asemenea, pasaje întregi despre vremurile de pe urmă. Și mai mult decât atât, avem o carte, ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, este profetică. De aceea este atât de important ca să ne preocupăm de lucrul acesta. Și vă dau un exemplu
În Isaia, capitolul 66, versetele 7-8, este profețită înființarea statului Israel. Dispărut din vremea Imperiului Roman, poporul acesta rătăcind pretutindeni în lume și totuși, caz unic în istorie, se constituie un stat, statul Israel. În Isaia 66, versetele 7-8, înainte ca să simtă dureri, a născut și înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa, dintr-o dată, abia au apucat-o muncile și fiica Sionului și-a născut fiii. Iată, caz unic, un popor din antichitate se reconstituie ca națiune în modernitate. Fantastic, extraordinar, dar mai mult decât atât. Uitați-vă la detaliu pe care îl avem aici. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Palestina și zona respectivă era sub guvernare britanică și în ultima zi în care guvernul britanic era în ca și guvernator al acelei zone, în ultima zi, statul Israel s-a declarat constituit. În 14 mai 1948, David Ben-Gurion proclamă înființarea statului Israel. Printr-o proclamație, la ora 16, declară constituit statul Israel. În aceea zi, președintele Truman din Statele Unite, la Washington, face o declarație că recunoaște statul Israel. Era război civil în regiune. A doua zi, 15 mai 1948, statele arabe lasă războiul civil și toți se orientează împotriva acestui stat care abia se formase. Într-o zi. N-avea constituit. E adevărat că David Ben-Gurion a devenit primul ministru al statului, dar nu aveau structurile foarte bine formate. Și au venit statele din prejur, statele arabe din prejur, Egipt, Siria, Irakul, Transjordania și Libia și Liban, au venit împotriva Israelului ca să-l nimicească. N-au recunoscut statul Israel. Și apoi zeci de ani au continuat în același fel. A durat 10 luni, în 10 luni de zile. Ca rezultat al acestui război, Israel a luat toate teritoriile pe care le atribuise Organizația Națiunilor Unite prin rezoluția 181 din noiembrie 1947, a luat toate teritoriile pe care i le atribuise. Și mai mult decât atât, au luat 60% și din teritoriul atribuit palestinienilor. Ca rezultat al războiului, dacă era împărțirea cu pace și conviețuiau și nu se coalizau toți împotriva lui Israel, atunci ar fi avut teritoriul împărțit altfel. De atunci au mai fost războaie. Cel mai cunoscut este războiul de 6 zile, din 5-10 iunie 1967,
când iarăși a fost o coaliție arabă puternică care a venit ca să distrugă Israelul. N-au reușit, Dumnezeu i-a protejat pe evrei și în 6 zile au câștigat războiul. Și așa s-a extins din nou teritoriul evreilor, preluând și peninsula Sinai și platoul Golan și Cisjordania, s-a extins. Arabii au atacat constant, au atacat Israelul. Israelul s-a apărat constant. Foarte puțini au crezut că Israelul va supraviețui la toată această ură îndreptată împotriva lor, la toate aceste atacuri. Nu credeau că va exista ca stat. Și totuși, Dumnezeu a făcut ca acest popor să existe. Și națiunea lui Israel să fie una de top în ceea ce privește și armata și realizările tehnologice și economia și venitul pe cap de locuitor și așa mai departe. Au făcut să înflorească cu adevărat, să înflorească pustia. Este extraordinar, printr-o muncă asiduă, prin perseverență, prin inteligență, prin lucrările pe care le-au făcut. Și au dezvoltat, cum nimeni din prejur nu și-a dezvoltat, țara. Și în condiții permanente de război. De ce există aceste ciocniri? De ce există aceste războaie? În momentul acesta sunt ciocnirile între imperii și reașezarea lumii. Și este nu numai o ciocnire politică, dar este și una culturală. În lumea musulmană, concepția despre omenire, despre om, este alta decât concepția din lumea iudeo-creștină. În ceea ce ne privește pe noi, știm că omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu, omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și știm că omul are o valoare veșnică, de aceea și a venit Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta să salveze pe oameni ca să fie cu el pentru totdeauna în veșnicie. Omul este sacru, ființa umană este sacră, căci este purtătoarea chipului lui Dumnezeu. Și în ceea ce privește islamul, concepția este alta. Omul nu are valoare. Valoarea pe care o acordă omului este incomparabil mai mică decât valoarea reală. Creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și vă citesc din Coran, din sura 9:5. Iată ce învață Coranul pe evrei. Am luat, îl puteți găsi pe internet în limba română, pe site-urile care sunt administrate de către musulmani. Iar când se vor încheia lunile cele sfinte, atunci omorâți-i pe idolatri, oriunde îi aflați. Prindeți-i, împresurați-i și întindeți-le lor orice cursă. Deci, cum e la noi Biblia, care ne învață niște lucruri și dacă ești creștin care crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, așa este la ei Coranul, care vine de la Allah. Ce învață Coranul? Iată ce învață. Când se vor încheia lunile cele sfinte, atunci omorâți-i pe idolatri, oriunde îi aflați. Prindeți-i, împresurați-i și tindeți-le lor orice curs. Atunci când ești învățat în cartea ta, pe care o consideri sfântă, ca să ucizi, nu este de mirare că
că educația din copilărie până la bătrânețe este aceasta. Ucide pe infidel, pe necredincios. Impune religia islamică cu yataganul, jihadul. Este adevărat că sunt și musulmani care resping lucrul acesta, dar dacă într-o zonă, cum este aceasta din Orientul Mijlociu, educația este de felul acesta, asta se întâmplă în viața copilului. Așa le duci, așa va considera că trebuie să ucidă pe semenul lui. Este conflictul dintre culturi. Evreii au dat ultimatumuri peste ultimatumuri ca să poată să elibereze teritoriul de populația care nu este implicată în organizația teroristă Hamas. Pentru musulmani nu contează atât de mult viața umană. Și atunci poți să faci scut uman și din străinii răpiți și din poporul tău, inclusiv din copii, din bătrâni, din oamenii care nu luptă și nu constituie un pericol. Mai ați auzit, s-a spus de mai multe ori, faptul că Hamas este un cuvânt în limba ebraică. Și este în multe locuri, totuși în prima apariție este în Geneza 6, versetele 11 și 13. Când apare pedeapsa lui Dumnezeu prin potop asupra întregii umanități. Ce se întâmplase? Spune în Geneza 6 cu 11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. În limba ebraică este Hamas. Se pronunță ca la noi. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Cuvântul tradus de Cornilescu, silnicie, este violență, nedreptate, rănire fizică, abuz groaznic. Exact ceea ce s-a întâmplat. Și lucrul acesta îl vedem profețit de Domnul Iisus Hristos. Printre altele, iată ce spune în Matei 24, versetele 4 la 6. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Toate lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Și care este cadrul general, escatologic? Aveam de gând să fie doar un mesaj pe tema aceasta, dar mi-am dat seama că trebuie să reamintesc anumite lucruri care nu sunt proaspete în mintea tuturor dintre noi. Și o să mergem în Daniel, capitolul 9, și citim versetele 24 la 27, unde este un calcul de ani. Și ceea ce aveți afișat este cadrul escatologic din Daniel, capitolul 9, versetele 24 la 27. Scrie așa, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte.
până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Mesia, la cârmuitorul vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 72 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș. Și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de 1 săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. Este un cadru escatologic general care ajunge până la sfârșitul necazului cel mare și apoi urmează instaurarea împărăției mesianice. Calculul pe baza acestui pasaj a fost făcut de Sir Robert Anderson, care a fost din Mișcarea Fraților, creștin pe Evanghelie din Anglia. El era criminalist, a și fost șeful Scotland Yard într-o perioadă în Marea Britanie și a făcut un calcul detaliat care se găsește într-o carte, Venirea Prințului, și acesta a devenit clasic. Interpretarea pe care au îmbrățișat-o majoritatea cercetătorilor Sfintei Scripturi. Ce a făcut el? A armonizat calendarul profetic evreiesc, l-a armonizat cu calendarul acesta secular, calendarul istoric actual. Și el a observat, pe baza pasajelor care vorbesc despre faptul că sunt 1260 de zile, adică 3 ani și jumătate, a observat că un an profetic are 360 de zile. Nu 365, cât are calendarul nostru actual, și pe lângă aceasta, la 4 ani, este anul bisect, unde se adaugă o zi, 366 de zile. Și făcând calculele, a rezultat că începerea perioadei de timp despre care vorbește Daniel, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului și asupra cetății tale sfinte. Și cele 70 de săptămâni încep de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Acest moment este scris în Neemia, este primul decret din Neemia de reconstruire a zidurilor Ierusalimului și începe în 5 martie, anul 444 înainte de Hristos. Făcând socoteala, sunt 7 ani, spune, și apoi încă 62, este 1 săptămână și apoi încă 62 de săptămâni. În total sunt aceste sunt 7 săptămâni de la reconstruirea Ierusalimului și încă 62 de săptămâni. 1 săptămână de ani. Asta înseamnă 7 ani într-o săptămână. Deci, în total, se ajunge la 62 de săptămâni, 69 de săptămâni, se ajunge până în
momentul în care Domnul Iisus Hristos intră triumfal în Ierusalim. Și în felul acesta este împlinit ceea ce spune aici, după aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea Sfântul Locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustierile. Și se întâmplă în 30 martie 33 după Hristos, este ziua de flori, duminica florilor, în care Domnul Iisus începe săptămâna patimilor. Dar există o întrerupere. Am mai vorbit despre lucrurile acestea, le găsiți înapoi dacă vă uitați în studiul pe care l-am făcut și veți vedea argumente foarte clare că există o întrerupere. Întreruperea aceasta este o taină. O taină care n-a fost vestită în Vechiul Testament este taina bisericii. O taină care era ascunsă de veacuri, dar care a fost revelată în Noul Testament. Nu mai este o taină. Este perioada bisericii. Și împietrirea aceasta a poporului Israel durează până când? Spune Apostolul Pavel foarte clar. Până va intra numărul deplin al neamurilor. Și ultima săptămână este săptămâna la viitor. Și haideți să citim în Matei, capitolul 24. Deci în Matei, capitolul 24, versetul 15 până la 20. De aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare, să-și ia lucrurile din casă. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Ce vedem aici? Domnul Iisus Hristos vorbește despre urâciunea pustiirii de care a vorbit Daniel, pasajul pe care l-am citit și alte pasaje din Daniel, din capitolul 12. Și ceea ce spune Domnul Iisus Hristos este cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Deci dă instrucțiuni foarte clare despre faptul că va intra acel nelegiuit anticrist, va intra în templul lui Dumnezeu de la Ierusalim. Cine este în Iudeea să fugă la munți. Și iarăși vorbește despre rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Evreii respectă ca zi de odihnă sabatul. Iată foarte clare evenimentele care arată că poporul evreu va fi până la sfârșit. Și săptămâna aceasta, a necazului cel mare, este detaliată în mai multe pasaje din Noul Testament, inclusiv din Apocalipsa. Capitolele sunt capitole dedicate necazului cel mare. Iar poporul evreu va trece prin acest necaz. Acum, este această problemă a înlocuirii pe care biserica a făcut-o față de Israel. Sunt oameni care consideră că Israelul a falimentat în a împlini planul lui Dumnezeu și este înlocuit de biserica. Aș dori ca să vedem în continuare
că în Sfânta Scriptură este o distinție foarte clară între planul lui Dumnezeu cu poporul Israel și planul lui Dumnezeu cu biserica. Ce înseamnă sămânța lui Avram? Ce semnifică? Sunt trei semnificații ale acestei expresii pe care o găsim în Biblie. Sunt descendenții naturali ai lui Avram prin Iacov. Isaia 41 cu 8, 2 Cronici 20 cu 7, Romani 11 cu 1. Sămânța lui Avram sunt descendenții naturali, biologici, din Avram. Dar chiar și în Israelul acesta național, și în acesta se face o distinție. Pentru că cel care este din Israel este cel care este din etnia aceasta a lui Avram, dar și face faptele lui Avram. Se spune clar, de exemplu, în Ioan 8:39, Domnul Iisus, în momentul în care evreii vor ca să îl ucidă, Domnul Iisus le spune, și se lăudau, noi suntem fiii lui Avram. Și Domnul Iisus le spune, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Și Pavel a scris în Roman 4:12, adică al celor care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței acelea pe care o avea tatăl nostru Avram când nu era tăiat împrejur. Deci este fiul al lui Avram cel care calcă pe urmele tatălui nostru Avram, spune Pavel. Bun, este Israelul etnic care a ieșit biologic din Avram. A doua semnificație. Care este? Vă gândiți? Urmașii spirituali. Urmașii spirituali, biserica. Dar a doua este Domnul Iisus. Domnul Iisus este. El este sămânța lui Avram. Citesc Galaten 3:16. Acum, făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una și seminței tale, adică Hristos. Deci a doua semnificație este Domnul Iisus Hristos, care este din Avram, dar este și cel care este al doilea Adam, care creează o nouă umanitate. Iar cea de-a treia semnificație este biserica. Toți cei ce sunt în Hristos prin credință. Galaten 3:29, tot din Galaten 3, continuă ideea. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Deci, atât Israelul etnic, cât și biserica, sunt fii ai lui Avram. Dar dacă ei pot să poarte numele acesta de sămânța lui Avram, nu înseamnă că ele sunt identice. Dumnezeu are două planuri diferite pentru fiecare dintre cele două. Unul pentru Israel și un plan pentru biserică. Întrebarea care se pune din Noul Testament, din învățătura Apostolului Pavel, este aceasta. A lepădat Dumnezeu pe Avram, pe Israel, pentru totdeauna? Și răspunsul este chiar în Biblie. Nu, nu întotdeauna. Urmarea neascultării poporului evreu, el a fost lepădat, dar pentru o vreme. Pentru că atunci când el se va pocăi, și va fi un moment de pocăință, atunci când el se va pocăi, să se întoarcă la Domnul și să fie restaurat. Deci poporul evreu
așa cum spune și în pilda vierilor, a fost lepădat de Dumnezeu parțial, pentru că în biserică sunt foarte mulți din poporul evreu, chiar biserica primară a fost constituită din evrei, deci a fost lepădat parțial și provizoriu. Și va veni o vreme când evreii se vor întoarce la Domnul. Atunci, care este concluzia? O parte din făgăduințele din Vechiul Testament s-au împlinit în biserică, dar nu toate. Pentru că biserica nu este legată de nicio națiune, nicio etnie, nu este legată de niciun teritoriu. Cetățenia noastră unde este? În cer. Deci noi nu suntem legați de teritoriu. Și atunci, acele promisiuni făcute de Dumnezeu lui Israel, legate de teritoriu ca națiune pe pământul acesta, aceste promisiuni sunt împlinite la viitor, când poporul Israel se va reface. E o citire superficială, îmi pare rău că totuși mulți și dintre cei care împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu, predicatori, citesc superficial Biblia. E o înțelegere superficială că biserica este contrară lui Israel. Nu este nici de cum contrară lui Israel. Avem pasaje biblice foarte aspre împotriva evreilor. Dar criticile pe care le găsim în Biblie este critica formulată de niște evrei împotriva unor evrei care resping pe Domnul Iisus Hristos. Și cu scopul de a aduce și pe cei necredincioși, pe cei răzvrătiți și care continuă să-L respingă pe Mesia, să-i aducă și pe aceștia în ascultare. Deci nu este critica neamurilor față de evrei, ci a unor evrei care s-au încrezut în Domnul Iisus Hristos împotriva altor evrei. Pavel este un astfel de exemplu. În ceea ce privește poporul evreu, el va fi până la sfârșit. Și îl găsim, de exemplu, aici, în ultima săptămână, în Daniel, capitolul 9, spune, în ultima săptămână, va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. Anticrist va face un legământ care pare trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. Iată, Israel va exista până la final. Va exista în vremea lui Anticrist, va exista în vremea bătăliei de la Armagedon, și puteți să vedeți și studiul despre Gog din Magog, pe care l-am ținut în urmă cu mai bine de 2 ani, se întoarce cu pocăință la Domnul Iisus Hristos, Mesia pe care l-au străpuns. În profeția din Zaharia, capitolul 12, vedem momentul acesta când el se va întoarce, poporul se va întoarce. De Zaharia 12, versetele 1 la 3. Prorocia cuvântului Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului din el. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potier de amețire pentru toate popoarele din prejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele,
Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Versetul 8 la 14, tot Zaharia 12. În ziua aceea Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David. Și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadad-Rimon, în valea Megidonului. Țara se va jeli, fiecare familie deosebit, familia casei lui David deosebit, familiile ei deosebit, familia casei lui Nathan deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit, familia lui Shimei deosebit și femeile ei deosebit. Toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și familiile ei deosebit. Chiar nu vedem că este profeție despre întoarcerea poporului evreu cu cei din toate semințiile, întoarcerea la cel pe care l-au străpuns, la Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, asta nu-i profeție de-a lui Nostradamus, cu niște cuvinte vagi pe care le poți aplica oriunde. Sau ghicitoriile astea care există, sau alte lucruri, vrăjitorii. Aici este descriere foarte clară a unor evenimente care vor avea loc. Dacă studiem profețiile, credința noastră se întărește. Ne face să ne ancorăm mai puternic în Domnul Iisus Hristos, să trăim mai mult pentru El. Și ce spune aici este foarte clar, că își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns, îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Este un duh de îndurare și de rugăciune pe care Dumnezeu îl va da. Este astăzi? Nu, nu este. Când va fi? Dacă citim în Zaharia, capitolul 14, se vede. Este la sfârșitul necazului cel mare. Nu suntem încă în situația aceasta. Iată, vine ziua Domnului când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Bine, unii zic că este vorba de anul 70. De iată ce scrie în continuare, în ziua aceea. Ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Și descrie mai departe. Domnul Iisus Hristos însuși eliberează poporul evreu. Aceasta este legată de Armagedon. O să mai revenim la lucrurile acestea pe parcurs. Și poporul evreu se va întoarce la Domnul atunci când vor fi împresurați de toate națiunile pământului care se vor coaliza împotriva lor. Atunci se vor întoarce cu privirea la Domnul. Și Domnul însuși va lupta pentru ei. Dar suntem în situația aceasta? Nu. Poporul evreu este în țara lui, sunt multe popoare
care îi urăsc, care vor să-i extermine, vor să-i arunce în mare, care vor să scape țara de ei, nu numai în Israel, dar pretutindeni în lume. Și ați văzut atacurile care există și în capitalele europene și în America împotriva evreilor. Dar Dumnezeu protejează poporul acesta. Ce se va întâmpla? În ceea ce ne privește pe noi, biserica este cea care nu va trece prin necazul cel mare. Și biserica va fi întâi răpită, Domnul Iisus Hristos va veni ca să răpească biserica, după care asupra omenirii se va dezlănțui mânia mielului. Mânia mielului nu se poate dezlănțui asupra miresei mielului. Bărbații mai sunt supărați pe soțiile lor. Dar mirele nu este pe mireasă. Și-a dat viața ca să salveze, să o curățească, să o sfințească, să o pregătească, ca să o înfățișeze înaintea cerului slăvit, sfântă, fără prihană, fără pată, fără zbârcitură. Să o înfățișeze înaintea Tatălui. Și biserica va fi răpită, pe pământ începe necazul cel mare și începe cu arătarea lui Anticrist. O să vedem cu ajutorul Domnului și cu altă ocazie legat de momentul acesta al începerii necazului cel mare. Ceea ce vedem noi împrejur astăzi, cu succesiunea aceasta de evenimente fantastice, modul în care într-o dimineață se schimbă total condițiile istorice dintr-o regiune, care afectează toată lumea. Despre războiul din Ucraina se vorbește foarte puțin acum, s-a stins. Pentru că ce se întâmplă în Orientul Mijlociu cu Israel este ceea ce afectează toate popoarele și toți ochii sunt orientați acolo, către Israel. Și faptul că istoria se poate schimba atât de rapid, printr-un act, printr-un tratat, printr-o coaliție, printr-un atac armat, faptul că se poate schimba atât de mult, ne arată că lumea este pregătită pentru necazul cel mare. Biserica nu este pregătită pentru revenirea Domnului Iisus. Fiți strești, dar și vegheați. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos pentru noi. Acum când trăim perioada aceasta, de sfârșit a istoriei, fiți trezi și vegheați. Sfințirea, apropierea de Domnul Iisus Hristos, așteptându-L pe Domnul Iisus Hristos, așteptând și grăbind revenirea Lui. Cine studiază profețiile, are în lăuntrul lui această dorință, acest strigăt, vino Doamne Iisuse, Maranata, vino Doamne Iisuse. Pentru că își dă seama că există un plan pe care Dumnezeu l-are cu biserica și odată ce biserica este răpită, atunci și Israel va reintra ca planul principal al lui Dumnezeu pentru omenire. Biserica să fie gata, să ne găsească slujindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă la cei dragi, o soție, copii, nepoți, frați, verișori, mătușe și așa mai departe.
cei prietenii noștri care ne înțelegem atât de bine, vecini și așa mai departe. Gândiți-vă la ei că sunt încă departe. Și dacă Domnul vine, vine într-o clipă, într-o clipeală de ochi și nu se mai schimbă nimic. Și începe necazul cel mare. De aceea, să fim din aceia care îl așteptăm pe Domnul, care îl dorim pe Domnul, care ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul, ne sfințim, dar și care lucrăm, care îl vestim pe Domnul Iisus Hristos celor din prejurul nostru. Este o zi pe care Domnul ne-a dat-o astăzi, să fie o zi în care să-L vestim pe Domnul Iisus Hristos. Avem toți posibilitatea aceasta. Istoria se schimbă peste noapte. Și există, din ceea ce vedem, că se întâmplă în zilele noastre, există potențialul coalizării tuturor națiunilor, sau măcar a unei bune părți, de națiuni împotriva lui Israel. Este deja o coalizare, dar sunt alte națiuni care încă stau stabilă între dușmanii lui Israel și Israel. Și noi, văzând lucrul acesta, ne dăm seama că se pregătește momentul acela în care, după răpirea bisericii, apare anticrist. Ca un om providențial se va afișa ca un om al păcii și așa, care va face un legământ trainic pe 7 ani de pace. Și oamenii îi dau puterea. O să vedem, poate cu altă ocazie, și aspectele acestea. Și dau puterea ca să conducă lumea. Va primi puterea de a conduce lumea ca să aducă această pace. Poporul evreu câștigă războaie, dar n-a câștigat niciodată pacea, cum spunea cineva. Și dorința aceasta de pace să se termine odată cu toată această ură și răutate, pare că vine un om providențial. Îi se va da putere. Uitați-vă că totul este pregătit pentru lucrurile acestea. Dar ce avem noi de făcut este să ne și rugăm pentru pacea Israelului. Să ne rugăm pentru protecția poporului lui Dumnezeu. Nu-i dădeau șanse de supraviețuire aproape nimeni. De când a fost înființat, este ținta urii. Și totuși Dumnezeu l-a protejat. Și putem să ajutăm prin rugăciunea noastră ca să fie protejat. Să ne rugăm pentru pace. Pace și în Ucraina și în Israel. Să ne rugăm pentru pace. Și mai presus de toate, vestiți-L pe Domnul Iisus Hristos. Trăiți aproape de Domnul. Iubiți-L pe Domnul. Și vestiți-L pe Domnul Iisus Hristos. Dragul meu, dacă nu ți-ai pus viața în rânduială, dacă ești încă departe de Domnul, dacă inima ta este plină de alte lucruri decât de ceea ce dorește Dumnezeu, pune-ți viața în rânduială astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Primiți-L pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Încredeți-vă în El pentru salvarea sufletului și veți avea parte de mântuirea veșnică și veți avea ceea ce avem majoritatea dintre noi. Bucurie în suflet, siguranță, nu spaimă. Amin. Amin.